Consiliul de administrație al CSU Băința s-a întărit cu 5 noi membri. Aceștia sunt oameni de afaceri care s-au arătat interesați să investească în echipă. În aceste condiții, președintele grupării CBN, Ioan Hâmbășan, este optimist în privința viitorului Voinței. CSU Voința prinde putere și se întărește, cel puțin financiar. În Consiliul de Administrație al echipei au intrat 5 membri noi, oameni de afaceri dornici să susțină financiar echipa. Președintele clubului, Ioan Hâmbășan, își pune toată încrederea în acești oameni de afaceri, mai ales că astfel echipa va avea siguranță financiară pentru a merge mai departe. Acum totul depinde doar de jucători să-și croiască drum spre Liga 1. În cele 2 sau 3 săptămâni la care am mai lipsit, adică nu ne-am văzut, s-au derulat unele evenimente constând în întărirea Consiliului de Administrație sau a membrilor prin venirea a 5 membri noi în Consiliul de Conducere, în sensul în care oamenii de afaceri s-au desemnat reprezentant. Sunt câțiva oameni care cu sufletul alături și au fost cu sufletul alături de echipă, acum au dorit să fie prezenți ca să încerce să ajute și mai mult echipa până acum. A fost desemnat un președinte executiv în persoana Cornel Stănilă, deocamdată nu și-a intrat încă în atribuțiuni, încât lucrează la componența executivului, unde vor fi probabil câteva modificări. Aștept să văd să-mi vină cu propunerile de echipă cu care vrea să lucreze. Ce este destul de important este că în Consiliul de Administrație sau membrilor fondatori, să spunem, au intrat câțiva oameni care îi cred și ei ca persoane potente să susțină echipa.